Bun găsit! Astăzi v-am adus pe cel mai cunoscut deal din Cluj-Napoca, Cetățuia. Imaginați-vă că aici, în secolul XVIII, era o adevărată fortificație, cu bastioane, redute, un depozit de armament, o garnizoană. La poalele dealului se aflau cele mai sărăcăcioase locuințe din cetatea veche, alături de câteva bordeluri pe care le frecventau soldații. O lume pestriță, despre care vom afla mai multe în minutele care urmează. În secolul al XVIII-lea, locuitorii din cetatea veche cultivau vii pe o terasă de 60 de metri deasupra Someșului. După un război între curuți și lobonți, munca de o viață a clujenilor s-a năruit fulgerător. Colina cu vii a fost bombardată. Ulterior, armata austriacă i-a obligat pe cetățeni să construiască pe locul fostei plantații viticole un fort pentru soldați. Așa începe povestea Cetății Norilor, prima fortificație ridicată de Habsburgi în Transilvania. Ca să-ți povestesc, dragă Ela, de Cetățuie, trebuie să începem de la început. Sigur că a fost o cetate habsburgică, numele îi vine de la numele de cetate. Concitadinii noștri maghiari spun Felegvar, asta ar veni într-o traducere aproximativă, citadela sau cetatea dintre nori, într-o traducere aproximativă din limba maghiară. Cetatea a fost realizată ceva mai târziu, dar această colină, acest deal, are o poveste ceva mai lungă, să-i facem o introducere. În primul rând să spunem un lucru inedit, probabil puțin clujeni știu. Acum milioane de ani, Someșul a erodat acest relief și s-au format șapte trepte de altitudini, sau șapte terase, mai bine zis, și de înălțime. Cea mai înaltă este Făgetul, a doua este Zorilor de astăzi, mă refer la cartier. Cetățuia reprezintă a treia înălțime din cadrul acestor șapte terase sau trepte. Urmează, hai ca să nu facem curioasă lumea, urmează zona clinicilor, pe urmă urmează zona Calvaria, strada Pietroasa, pe urmă fabrica de bere merge și ea de la fabrica de bere, terasa, până în zona străzii de astăzi Moșoiu, Traian Moșoiu. Și ultima treaptă este, ca și altitudine, cea mai joasă, Parcul Mare, aeroportul. Deci și orașul nostru, hai să facem o mică exagerare, este pe șapte coline, ca și Roma. Acum, sigur, exagerare e glume, dar adevărul poți să întrebi specialiștii geologi. Ei, acest deal, în amintirea locuitorilor Clujului, sigur, de la început nu s-a numit Cetățuie, cum a intrat astăzi în memoria clujenilor, poartă numele de dealul Kömal sau Kevmal. De ce? Pentru că aici existau o grămadă de rămășițe, de microorganisme, de roci, dovadă elocventă că și astăzi partea de sud, cum te uiți spre oraș, de unde ai și o panoramă extraordinară a orașului, era o parte golașă, pietroasă. Și locuitorii maghiari îi spuneau Kömal. Asta ar veni malul pietros sau dealul pietros. Prima, dacă nu mă înșel, prima relatare sub numele ăsta este din secolul al XV-lea, aproximativ din anul 1415, și știm lucrul acesta dintr-un document, când un clujan cumpără aici un teren care era, de fapt, o vie. Pentru că la poziționarea pe care o are această colină, este evident că aici era o serie de vii. Clujenii în perioada respectivă erau viticultori, Clujul producea vin. Acum nu era prea grozav, după cum spun chiar martorii oculari în raport cu alte zone, dar era un vin băubil și autohton al clujenilor. Ei, ulterior, ce se întâmplă? Ulterior, acest deal, care are un lor, cum să zic, și o poziție strategică extraordinară pentru Cluj, pentru că zona se află între Valea Someșului Mic și Valea Nadășului, la confluență, și este la o altitudine de 405 metri de nivelul mării, mă refer, și cam la 60-65 de metri de oraș. Deci de-aia toată lumea, și mai ales și în contemporaneitate și în trecut, veneau perechile de îndrăgostiți sau oamenii să se relaxeze, se plimbau, aveau o panoramă a Clujului, fie că erau clujeni, fie că nu erau clujeni. O să vorbim și de podurile și de perioada mai romantică. La debutul secolului al XVIII-lea are loc o luptă
acelui Francis Racoți al doilea, care am vorbit de el în cadrul episodului cu bastionul sau turnul croitorilor. Francis Racoți al doilea se răzvrătește împotriva Habsburgilor, care nu de mult timp, mă refer de două decenii, la perioada respectivă, preia Transilvania. Răsculații, adepții lui Francis Racoți al doilea, se numeau Curuți. Numele provine și de la numele răsculaților dat în timpul lui Gheorghe Doja. Da, asta e cu tot o altă treabă, nu intrăm în detalii. Restul erau lobonți. Lobonți erau adepții Habsburgilor. Ce se întâmplă? Clujul a căzut sub ocupație, ba Habsburgică, ba Curuților, când cum, alterna. Dar acești Curuți și-au dat seama că de pe această colină pot ușor să cucerească orașul. Au bombardat-o și pe urmă, foarte interesant, ca să nu pună mâna pe ea sau să nu se stabilească armata Habsburgică, au minat terenul. Ei, războiul se termină, știm foarte bine că și bastionul a fost aruncat în aer de către acești Curuți, de aceea și minează această zonă. Habsburgii și-au dat seama de poziția strategică și comandantul garnizoanei din Transilvania, contele de Steinville, dă ordin ca aici să se facă o cetate. O cetate, o să vedem noi cum va fi construită, ca să supravegheze clujenii, pentru că era un potențial de răscoală întotdeauna în aceste orașe, care va trece multă apă pe some și umii până s-a obișnuit cu noua stăpânire habsburgică. Și atunci angajează un arhitect, Giovanni Morando Visconti, un italian, care va construi o cetate, o cetate într-o formă de pentagon, după un stil Vauban. Construcția fortificației militare nu a fost lipsită de incidente, mai mult sau mai puțin dramatice. Durata acestei construcții, din 1715 și până în 1735, avem și un plan al acestei cetăți, a cetățuii, bineînțeles nu se află în cadrul bibliotecilor din România, este la Budapesta, un plan al cetățuii din acea perioadă, unul realizat de acest arhitect de care am amintit. El începe lucrările, dar din păcate el decedează în 1717 și lucrările se sistează puțin. Cine le va prelua? Le va prelua un numele nu îi se știe, mai mulți arhitecți, de fapt nu unul singur, dar planul era tot al lui. Deci urmașii săi au îndeplinit planul acestui Giovanni Morando Visconti. După un stil Vauban, aici că am vorbit de turnul croitorilor înainte sau bastionul croitorilor, adevăratele bastioane de secolul XVIII, din păcate acum sunt puțin vizibile pentru că toată această zonă a fost transformată și au mai rămas cam puține elemente care sunt din acea perioadă. Erau 5 bastioane construite din cărămidă, dar ele nu depășeau înălțimea zidurilor. Foarte interesant că în jurul acestei cetăți, erau valuri de pământ, dar și acelea mascate. Deci, mascate în ce sens? Era o iarbă și era ca o colină. Cum o vezi acum lângă parcul care este astăzi în cetățuie, vezi acolo o colină sau un șanț. Ei, ăla nu e natural. Este o relicvă a vechii cetăți, a vechiului șanț. Și în apropiere avem turnul parașutiștilor. E acolo unde este astăzi turnul parașutiștilor, era reduta. Deci fii atentă ce bine era apărată cetatea și la ce distanță reduta ar fi fost ultimul refugiu și de ce a fost făcută aici cetatea, că acum o să mă întreb de ce n-au lăsat-o în Cluj. Pentru că datorită dezvoltării armamentului, foarte interesant că de la invenția lui Nobel a inventat dinamita pentru a fi folosită în construcții, numai că oamenii numai în construcții l-au folosit, explozibilul, și armamentul s-a perfecționat. Și din punct de vedere moral, era depășit sistemul de fortificație a Clujului, adică la armamentul care era îl făceau zob. De aceea au și fost, când am vorbit de turnuri și ziduri, în secolul XIX au și fost distruse sau demolate. Ei, aici era o zonă mult mai greu accesibilă și pentru asediatori și era foarte ușor de apărat, dintr-un punct de vedere, pentru că aceste
valuri de pământ, aceste biote, acum sigur că, dar nu vedem, aveau niște orificii în care erau tunurile și alea mascate și ei aveau o, cum să zic, o panoramă, dar cu ghilimele de rigoare, că nu se uitau ei numai la oraș. Sigur că da, era foarte bine apărată. Acum, sigur că ei trebuia să aibă legătură cu orașul, că o să mă întreb, bun, erau aici izolați, orașul era cam orașul medieval, încă nu se extinse, cam cum e Parcul Mare, încă Parcul Mare nu era, era Blaștină. Și un pod era construit în 1725-28 și a durat până în 1927 podul ăsta. Clujenii îi spuneau podul nemților. Podul nemților pentru că era podul garnizoanei, imediat o să vorbim, și era cam în dreptul, deci cobora de pe cetățuie, era un pod suspendat, pietonal, bineînțeles că nu erau mașini sau trăsuri, și cam în dreptul casei Tranzit. Casa Tranzit a fost o sinagogă, de fapt acolo în locul respectiv erau două sinagogi și se și vede că este steaua cu șase colțuri, astăzi este folosită în tot felul de spectacole. Deci cam pe acolo era acel pod suspendat, în care ofițerii și soldații mai vizitau Clujul. Până în 1867, cetățuia era locul de unde Habsburgii supravegheau și controlau vechiul Cluj. Orice tentativă de răscoală sau mișcare civică era înăbușită din fașă. Austriecii au construit în fortificație și o închisoare pentru cei care se opuneau regimului. Timp de 200 de ani, cetățuia a fost martora unor scene sângeroase. Mulți prizonieri au fost uciși aici. Deci am ajuns, uite, de aici în fața porții apei, așa îi spunea, era una din căile de acces. Deci pe aici se venea, în perioada interbelică se numea Alea Scărilor. Și astăzi așa îi spunea Alea Scărilor, de fapt era drumul de acces spre poarta, se pare că era poarta principală. Inițial cetatea avea trei porți, poarta asta, poarta de nord-nord-vest, îi se mai spune poarta vieneză și mai era în partea de sud încă o poartă care i-a fost distrusă când s-a construit hotelul Belvedere, între, de fapt mai multe clădiri au fost acolo între 1969 și 1974. E, foarte bine vedem poarta asta, acum se vede în obiectiv stilul baroc, stil de mâner de coș. Sus, deasupra porții, existau birourile ofițerilor, erau treburi administrative, lângă este o clădire mare, dar astăzi este restaurată. Și acolo era și pulberăria. Deci la un moment dat pulberăria era în zona asta. Și pe urmă pulberea, deci mă refer între ghilimele, carburantul de atunci, pentru că aveau nevoie de pulbere, era în partea cealaltă, partea vieneză, în partea de nord-vest. O serie de clădiri existau pentru personal, pentru personalul administrativ și nu numai, și pentru, cum ți-am zis, și ofițeri și soldați. Aprovizionarea se făcea prin, cu ajutorul acelui pod, pentru că de podul care am anticipat de la ceva mai târziu, la debutul secolului 20. Aici, între, deci care a fost funcționabilitatea sau ce funcție a avut această cetate? După ce a fost redută și a fost cetate, la un moment dat, în cadrul Revoluției de la 1848, a funcționat ca închisoare. Deci tribunalul nemeșilor sau revoluționarilor din Cluj, mai mult sau mai puțin, depinde din ce punct de vedere îl iei, ăsta era la tribunalul acesta, era în clădirea actuală a Colegiului Sfântul Iosif, care aparține de liceu Batori, de pe strada Universității, numărul 7 sau 9, nu mai știu precis. Oricum, și aici este în fața porții vieneze, pastorul luteran Stefan Ludwig Roth, care era un apărător al drepturilor românilor, dar nu el pentru aia a fost executat de către nemeșime. De asemenea... De ce a fost executat? Pentru că el nu făcea... De ce a fost executat? Revoluționarii maghiari aveau cu tot o altă opinie și existau alții care aveau altă opinie. Deci a fost o contradicție între ideile revoluționarilor maghiari care doreau, într-adevăr, o țară nouă, modernă, dar în cadrul granițelor Ungariei. Și bineînțeles că existau și alte naționalități care nu erau de acord cu aceste deziderate. Adică s-au gândit o treabă, ce egalitate numai cu dulăii, cu căței, nu? Așa, lumea înțelege ce. Pe urmă, aici este o cruce în partea de sud, care astăzi, crucea care o vedem, este realizată în 1995 de arhitectul Salvanu, Virgil Salvanu, dar ceea ce este interesant și mie mi se pare puțin o neglijență din partea autorităților, pentru că acolo erau inscripționate numele a patru revoluționari români.
Alexandru Bătrâneanu sau Chiureanu, îl chema numele adevărat, Vasile Simonis, Alexandru Țicudi și Vasile Turcu. Primii doi au fost executați la Someșeni în 15 octombrie, iar, culmea ironie, peste un an de zile și doi revoluționari maghiari tot acolo au fost executați la Someșeni. Și prima dată a fost pusă o cruce în 1935, datorită activității și ideii viitorului cardinal Hosu, greco-catolic, și cu largul concurs a ministrului de atunci al cultelor, numit Valer Pop, în 1935 a fost prima cruce. Dar ea a fost dinamitată de către comuniști în 1948. Și în 1995 s-a pus crucea asta, dar cu cele patru nume de revoluționari români inscripționată, crucea, care astăzi nu mai există. Nu știu de ce n-au fost puse înapoi. Asta e o enigmă și pentru mine. Am spus acest amănunt pentru că lumea trece pe acolo și nu știe de ce scop a fost realizată această cruce. Trecând puțin mai încolo, această cetate, deci revenim la subiect, a fost și o unitate militară până în anul 1960, 60 ceva, când s-a început reabilitarea zonei, s-a făcut hotelul Belvedere, dar o să ajungem aici. Sunt convins că o să mă întreb, aici erau viile Clujului. Ei, la sfârșit de secolul XVIII și de fapt când s-a realizat garnizoana, s-au făcut și niște case de plăceri. În general, asta era peste tot în lume. Unde era unitate de militară, existau și casele de plăceri, lampa roșie sau bordele. În fine, ele sunt prezente chiar în cronici. De exemplu, hai să spun un lucru inedit. Într-un ghid al Clujului din 1914 sunt amintite, dar bine, acum vorbim de 1914, înainte de război, toate bordelele Clujului. Deci nu era nicio rușine. Doamne, acolo cetățuie sunt unu, trei sunt pe Cotita, trei sunt pe strada Florilor, actuală Inocente Micu. Bun, acum asta așa ca o mică picanterie pentru telespectatori. Într-adevăr existau. Aici era un cartier rău famat, dar jos era, pentru că strada, astăzi Dragalina, se numea San Colios sau San Codol, deci strada sub coastă, sub cetățuie. Era o stradă mai rău famată. Iar în zona asta exista un restaurant, club, cum vrei să zici, să înțeleagă cei tineri. Se era numit Mielul Alb, destul de rău famat, Mielul Alb, iar nota bene, acum mi-am amintit, cetățuia înainte se numea și dealul Egidus. Deci, uite că trecem de la lucruri sfinte la lucruri mai puțin sfinte și invers. Deoarece la poalele cetățuii, în zona asta, până în secolul al XIX-lea s-au văzut ruinele, era o mănăstire ridicată în cinstea Sfântului Egidus și lângă, unde acum Astoria, încă o treabă să adaug, era o leprozerie. Ce înseamnă? Pentru că era o boală incurabilă și, bineînțeles, erau izolați acei bolnavi. De asemenea, înainte de a fi construit Belvedere, hotelul cu terasă, cu astea, așa, sunt multe povești, a fost un restaurant extrem de în vogă la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, aparținând unui tip care avea mai multe restaurante, am mai vorbit de el, Notch Gabor. Acel Notch Gabor avea o terasă foarte în vogă în acea perioadă. Sigur, cetățuia asta, suntem aici partea de sud, partea de nord este în strada Gruia de acum. La sfârșitul secolului al XIX-lea au avut loc mai multe evenimente care au marcat radical istoria cetățuii. Clujul are o treabă inedită. Mă refer la o intersecție pe care numai noi și londonezii, pardon, mai este un oraș în Anglia, Brighton, e o intersecție de 7 străzi. Această intersecție în timp s-a realizat, pentru că în jurul acestei fortărețe existau străzi care ocoleau pentru strajă. De exemplu, strada Gruia, care este una dintre cele 7 străzi, era o stradă prin care mergea paza în interior. Cea care este, de exemplu, strada Romulus Vuia, da? Era strada exterioară care mergea. Exista o altă stradă, între ghilimele, erau drumuri, nu erau încă străzi, mai era drumul cetății care mergea până pe actuala strada mecanicilor. La un moment dat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, sunt 6 drumuri, încă nu sunt străzi, încă Gruia, actualul cartier Gruia și strada Gruia, nu era o stradă, era un drumeac, dar la începutul secolului 20, cam prin 1910, 1914, înainte de primul război mondial, exista această intersecție. Avem și altceva foarte frumos.
un alt pod, podul punte de legătură, așa numitul pod Elisabeta. De ce? Pentru că pe partea vestică a cetății, a cetățuii, în 1887, când a fost vizita împăratului Francisc Iosif, cu împărăteasa Elisabeta, Sisi denumită, foarte iubită de către națiunea maghiară mai ales, ea și-a făcut promenada în această zonă. Și la inițiativa unui primar Haller a Clujului, am mai amintit de acest primar și de această familie, Carol Haller, nu Gustav, se va realiza cu ajutorul armatei podul pietonal de astăzi Elisabeta, care are 35 de metri lungime și 1,5 metri lățime, care ducea pe niște serpentine la un monument, bust, ridicat în cinstea împărătesei de către... Deci, postamentul a fost făcut de celebrul arhitect Ludovic Pakei, iar sculptura care o reprezenta pe împărăteasă, pe Sisi, făcută de un alt celebru sculptor de atunci, Strobl Alojos, iar finanțarea a fost făcută de o doamnă numită Bölöni Josefin. Dar această zonă, o zonă foarte frumoasă care era atunci, la un moment dat, datorită alunecărilor de teren, s-a degradat. Bustul, de care noi am mai vorbit, a fost găsit accidental, originalul, în anul 2012, într-o magazie a Muzeului de Artă. S-a realizat și o copie, care am mai amintit lucrul acesta, că este la, în cadrul curții parohiei luterane. Important este... Bine, aici mai existau și alte, cum să zic, targeturi, în sensul în care lumea venea la promenadă. De ce? Mai ales când această serpentină era funcționabilă cu ajutorul podului. Veneau din Parcul Mare. Din Parcul Mare, numit Chateauter, adică loc de promenadă, și continuau promenada aici. Deci era un loc de promenadă și atunci. Sigur, mai puțin, în perioada comunistă au fost distruse toate acele cocioabe și acel cartier răufamat în care stătea mai ales lumea săracă, dar nu numai lumea săracă, ci lumpen proletariatul Clujului, și s-au realizat cele 5 blocuri. Deci trebuie să dăm cezarul cea cezarului. Regimul comunist a curățat această zonă de acele cocioabe care arătau destul de urât și, foarte interesant, paradoxal, erau foarte aproape de high life-ul Clujului. Deci, cât era distanța să cobor pe podul acesta Elisabeta. Cetățuia este un loc care și astăzi este vizitat datorită acestui hotel numit Belvedere. La un moment dat i-au schimbat numele în Transilvania. De ce? Pentru că la Viena, la hotelul Belvedere, a avut loc dictatul de la Viena în 30 august 1940. Alții spun concordat, alții spun altfel, dar a fost un dictat pentru statul român 1940. Atunci oficialitățile comune au schimbat numele în Transilvania. Astăzi seară poartă nume de Belvedere, care înseamnă, mie mi se pare o treabă faină, adică o panoramă frumoasă, că de fapt asta era esența. Cetățuia cum arată astăzi? Ei, nici rău, nici bine. Arăta și mai rău acum 10-15 ani. Adevărul este că trebuie să fie restaurate clădirile care au mai rămas. Ar trebui restaurate scările, parcul de lângă, și zona ar putea fi un loc extrem, extrem de frumos pentru clujeni. Mult mai frumos decât este acum. Ar trebui să se investească în brandurile astea ale orașului. Și nu numai pe cetățuie, acum ne referim la cetățuie. Nu numai pe cetățuie. Nu să vedem și Parcul Mare, sunt lucruri perfectibile și se pot face. Nu cred că e un efort atât de mare financiar, și nu numai că e o mândrie pentru noi clujenii, dar este și un refugiu spiritual de relaș și alte treburi. Te plimbi frumos, ai o vedere, ai o terasă frumoasă, vezi un loc frumos, vezi curățenie. Toate lucrurile astea îți creează o stare benefică. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.